6 persoane au decedat, iar altele 8 au fost date dispărute după ce un bloc cu 4 etaje s-a prăbușit în orașul Napoli din Italia. Zeci de pompieri și salvatori muncesc acum pentru a scoate victimele de sub dărâmături. În operațiune au fost antrenați și câini specializați. Martorii au declarat presei locale că imobilul s-ar fi ruinat din cauza vibrațiilor cauzate de trenurile care circulă în proximitate. Clădirea se află într-o zonă istorică a orașului. Deocamdată nu se cunoaște vechimea imobilului, însă localnicii spun că este foarte veche, fiind în apropiere de ruinele de la Pompei. De asemenea, presa locală susține că existau lucrări de renovare ale clădirii prăbușite.